România are o activitate economică puternică, dar majorarea salariilor din sectorul public și a pensiilor ar trebui reevaluată pentru a nu pune în pericol creșterea economică pe termen lung. Aceasta este una dintre concluziile delegației Fondului Monetar Internațional, care a vizitat în ultimele zile țara noastră. Oficialii FMI au mai spus că ar mai fi nevoie de o consolidare fiscală care să reducă din vulnerabilitatea economiei față de șocurile interne și externe. Delegația FMI a mai recomandat realizarea de reforme structurale bine țintite și o bună guvernanță, precum și continuarea luptei anticorupție. Haideți să vedem și alte concluzii ale delegației FMI după o vizită de o săptămână în țara noastră. Activitatea economică din România se menține puternică, șomajul înregistrând minime istorice. Îngrijorările legate de supraîncălzire s-au mai temperat, dată fiind recenta încetinire a ritmului de activitate, presiunile inflaționiste din acest an părând a fi atins deja nivelul maxim. Banca Națională a României a întărit politica monetară și managementul lichidității, contribuind astfel la menținerea sub control a presiunilor inflaționiste. În continuare ar trebui menținută înclinația de întărire a politicii monetare pentru a ancora anticipațiile inflaționiste și a limita riscurile externe. Se arată într-un comunicat de presă al delegației FMI ce a vizitat România. În ultimele luni și economiștii români au atras atenția că majorările salariale din sectorul bugetar au fost făcute prea brusc, ceea ce ar putea duce la afectarea creșterii economice din România. Mărirea salariilor în sistemul bugetar și prea spectaculoasă, zicem noi ca mediu de afaceri, a condus la tot felul de consecințe, inclusiv la inflație, care a lovit în foarte multe categorii sociale, inclusiv în pensionari, pentru că au fost nevoiți să preia o inflație de iată în jurul 5%, fără ca ei să fie reechilibrați cu pensiile sau în unele situații cu salariile în mediul privat. Dar de aici până la mări artificial prin ordonanțe de urgență este departe de a avea efectele pe care le dorim la finalul unui asemenea proces. Acum, spusele specialiștilor în economie sunt întărite și de specialiștii Fondului Monetar Internațional. Esențială este, de asemenea, modernizarea administrației fiscale. Totodată, majorarea salariilor din sectorul public și modificările programate a fi aduse pensiilor ar trebui reevaluate prin prisma implicațiilor negative pe care le-ar putea avea asupra sustenabilității fiscale și creșterii economice pe termen lung. Se mai arată în comunicatul delegației FMI. Reprezentanții FMI au menționat că au avut discuții fructuoase cu ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, și cu alți oficiali guvernamentali, precum și cu reprezentanții ai sectorului privat și ai organizațiilor societății civile. De asemenea, oficialii au mai spus că aceste concluzii, formulate după vizita în țara noastră, sunt doar ale membrilor delegației și că acestea nu reprezintă neapărat opiniile Consiliului Executiv al FMI. O echipă a Fondului Monetar Internațional a vizitat Bucureștiul în perioada 6-12 noiembrie pentru a discuta evoluțiile recente în plan macroeconomic și în planul politicilor.